Din toamnă, niciun locuitor al Craiovei nu va scăpa fără să plătească o taxă pentru ridicarea gunoiului. Vor plăti și miile de cetățeni care acum nu au contract cu Salubritatea. Este vorba de o taxă de salubrizare pe care, în mod normal, ar trebui să o plătească cei care nu au contracte cu societatea de salubritate. Suntem în punctul în care, probabil, undeva din trimestrul 4 al acestui an o să implementăm această taxă și la nivelul municipiului Craiova pentru gospodăriile și cetățenii care nu au contract cu salubritate. Lucrăm la cadrul acestei taxe pentru că vorbim de o chestiune care nu e ușor deloc de făcut și nu e ușor de aplicat. Vorbim de taxarea tuturor craiovenilor care nu au contract cu salubritatea, probabil undeva la câteva zeci de mii de cetățeni. Este un efort pe care îl face în comun societatea de salubrizare cu primăria, cu direcția de taxe și impozite. Într-un viitor apropiat, la Craiova urmează să fie implementat și masterplanul pentru deșeuri. În momentul în care avem un operator care lucrează la nivelul întregului județ Dolj, sperăm să avem la momentul ăla și în Craiova pubelele de gunoi încastrate în paviment, în pământ și să scăpăm de o bună parte din problemele pe care ni le fac cei care colectează deșeuri neautorizat, care merg la tomberon, care rup sacii de gunoi, care aruncă gunoiul din pubele pe lângă tomberon și care ne îngreunează cumva munca de curățenie. Craiova este în grafic din punct de vedere al angajamentelor pe care și le-a luat în privința colectării selective a gunoiului, potrivit spuselor lui Radu Preda. În prezent, Bănia este implicată în campania Orașul Reciclării.